Atenție șoferi, starea tehnică a mașinilor va fi controlată în trafic în perioada 10-20 ianuarie. Acțiunea derulată de către Direcția Rutieră a Poliției Române și Regia Autonomă Registrul Autoromân are în vedere reducerea cauzelor generate de evenimentele rutiere cu consecințe grave. În perioada 10-20 ianuarie, Direcția Rutieră a Poliției Române și Regia Autonomă Registrul Autoromân vor acționa la nivel național pentru reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Concret, polițiștii și specialiștii reare vor verifica buna funcționare a mecanismului de frânare și a sistemului de direcție, a instalației de iluminare semnalizare, precum și a reglajului acesteia, legalitatea montării și utilizarea luminilor de altă culoare sau intensitate, a dispozitivelor ori accesul de avertizare altele decât cele omologate. De asemenea, se va verifica autenticitatea seriilor de identificare a vehiculelor, concordanța datelor înscrise în certificatul de înmatriculare cu caracteristicile tehnice, deținerea inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia, precum și utilizarea anvelopelor de iarnă și uzura acestora. În cazul în care se constată defecțiuni tehnice de natură a pune în pericol grav siguranța circulației, autoturismele respective vor fi imobilizate.